Bună ziua, sunt Diana Ambroz și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Dosarul pe numele Evgheniei Guțul, în care este acuzată de acceptarea finanțării ilegale a fostului partid Șor, a fost trimis în judecată, anunță procurorii. O tânără de 19 ani a decedat după ce a intrat cu mașina pe care o conducea într-un copac în apropierea de Hâncești. Senatul american a aprobat cu o majoritate covârșitoare ajutorul pentru Ucraina și Israel, trimițându-l pe masa lui Biden, care a promis că va promulga azi textul, iar livrările de armament vor începe chiar de săptămâna aceasta. Dosarul pe numele Evgheniei Guțul, în care este acuzată de acceptarea finanțării ilegale a fostului partid Șor, a fost trimis în judecată. Bașcanul Autonomiei Găgăuze este învinuită pe două capete de acuzare, inclusiv pentru că ar fi fost responsabilă de remunerarea participanților la protestele din 2022 din centrul Chișinăului și pentru că ar fi acceptat bani din partea unui grup criminal organizat. Guțul neagă acuzațiile. Potrivit procurorilor, în perioada 2019-2022, când era secretară în cadrul fostului partid Șor, Evgenia Guțul ar fi fost implicată activ în introducerea sistematică a mijloacelor financiare în Republica Moldova, care veneau din partea unui grup criminal organizat, în special din Federația Rusă. Banii erau introduși în țară pe cale terestră și aeriană, iar ulterior erau folosiți în activitatea partidului scos în afara legii. În același timp, Guțul este învinuită că, în perioada în care a coordonat activitatea unor oficii teritoriale a formațiunii lui Șor, ar fi fost responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate în toamna anului 2022. Pentru aceste acțiuni ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de peste 42 de milioane de lei. Invitat la emisiunea În profunzime, procurorul general interimar a vorbit despre dosarele în care este vizată Bașcanul Autonomiei Găgăuze. Să înțelegem că s-a finalizat totul și trebuie în să... În raport cu Evgenia Guțul. Cu Evgenia Guțul. În, da. În raport cu alte 56 de persoane, urmărirea penală va continua. Există suficiente probe ca Guțul să fie... În opinia noastră sunt suficiente probe pentru condamnare pe această cauză penală. Odată cu Guțul, pe banca acuzaților va compărea și o altă secretară a fostului partid Șor, care este învinuită că ar fi acceptat finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de peste 9 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor. Cele două nu și-au recunoscut vina, iar Guțul a catalogat învinuirea drept o răfuială a guvernării împotriva opoziției. Ea a câștigat alegerile pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze anul trecut, fiind susținute de penalul fugar Ilan Șor. Organele de drept au declarat că voturile ar fi fost cumpărate, prezentând în acest sens mai multe înregistrări audio și pornind un dosar pentru fraudarea alegerilor. Capitala a fost împânzită cu postere despre angajarea în serviciul militar pe contract și înrolarea în Legiunea franceză. Anunțurile lipite pe clădirile și pilonii din capitală sunt minciune, atenționează autoritățile. Revenim cu detalii în jurnal. S-au auzit ieri focuri de armă pe malul drept al Nistrului după ce contingentul militar al Federației Ruse din cadrul forțelor mixte de menținere a păcii a efectuat antrenamente în regiunea transnistreană. Despre asta anunță Biroul Politici de Reintegrare, care menționează că acțiunile nu au fost coordonate cu autoritățile de la Chișinău. Responsabilii i-au cerut doar ca aceste acțiuni să fie excluse, fără a interveni în vreun fel, din motiv că totul a avut loc pe teritoriul necontrolat de autorități. Viceprim-ministrul pentru reintegrare menționează că ieri au fost auzite focuri de armă pe malul drept al Nistrului. Militarii ruși din cadrul forțelor mixte de menținere a păcii ar fi efectuat antrenamente necoordonate cu autoritățile de la Chișinău. Acestea au avut loc în preajma localităților Dubăsari, Cocieri, Tighina, Fârlădeni și Hagimus. Este o situație regretabilă care seamănă din nou panică, neliniște, mai ales că au fost auzite împușcături și pe malul drept, adică în anumite localități de pe malul drept. Sigur că pe canalele diplomatice am transmis și autorităților ruse și celor din Comisia Unificată de Control, delegației ruse de acolo, că astfel de acțiuni
în niciun caz nu contribuie la consolidarea încrederii în regiunea transnistreană și în zona de securitate. Imagini cu aceste antrenamente însă nu au fost făcute publice de liderii separatiști de la Tiraspol și nici pe canalele de Telegram nu au apărut. Oleg Serebrian spune că acestea vin mai degrabă să sperie populația decât să pregătească contingentul militar pentru respingerea unor atacuri, așa cum argumentau necesitatea antrenamentelor autoritățile separatiste nerecunoscute. Nu cred că aceste acțiuni au menirea să antreneze prea mult militarii ruși care sunt destul de puțini în regiunea transnistreană. Majoritatea sunt localnici, adică tineri recrutați din partea stânga a Nistrului, care nu mă îndoiesc, n-au niciun chef să lupte pentru interese străine. Totodată, Serebrian a îndemnat populația să păstreze calmul. Gestul ne liniștește, acțiunea ne liniștește, dar nici să exagerăm dimensiunea ei tot nu face. Misiunea lor este întâi de toate să transmită panică și semnale de alarmă pe malul drept. Până la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, în stânga Nistrului erau în jur de 1500 de militari ruși. În iulie 1992, la Moscova a fost semnat acordul de încetare a focului, care a pus capăt confruntărilor armate dintre Chișinău și Tiraspol. Acordul a fost semnat de președintele Federației Ruse de atunci, Boris Elțin, și de președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur. Totuși, acest acord nu a rezolvat conflictul transnistrean până la urmă, iar trupele rusești staționează și astăzi în stânga Nistrului, încălcând suveranitatea și neutralitatea Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Maia Sandu, au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă militarii de pe teritoriul țării noastre, dar Moscova nu s-a conformat. Șeful postului Vamal din cadrul aeroportului Chișinău și-a depus cererea de demisie. Deocamdată nu sunt clare motivele deciziei, iar ministrul finanțelor, în subordinea căruia se află serviciul Vamal, spune că a aflat din presă despre asta. Probabil că sunt temeri. De personale sau de serviciu sunt acele temeri, urmează să ne clarificăm. Deocamdată nu am reușit să vorbim cu șeful postului Vamal de la aeroport pentru a afla ce l-a făcut să demisioneze. Anunțul vine la o zi după scandalul de la aeroport, când mai mulți susținători ai fugarului Șor ar fi încercat să introducă în țară peste 20 de milioane de lei, iar bagajele le-au fost verificate minuțios. La începutul acestei luni, directorul serviciului Vamal, Igor Talmazan, a demisionat după ce a fost pornit un dosar de corupție în care sunt implicați 7 inspectori Vamal. Ulterior a plecat și adjunctul acestuia. Moldova a prezentat astăzi la Bruxelles un nou raport privind progresele înregistrate în vederea aderării la UE. Documentul se referă la reformele făcute din iunie 2023 până în martie 2024. Rezultatele urmează să fie evaluate de Comisia Europeană, care deja a elaborat proiectul cadru de negociere pentru Republica Moldova, iar textul ar urma să fie aprobat la Consiliul European din iunie. Astăzi, în cadrul unei ceremonii care a marcat 20 de ani de la marea extindere din 2004, liderii UE au spus unanim că țările care se află în anticamera Uniunii Europene trebuie să devină state membre. Ceremonia solemnă din Parlamentul European, care a marcat 20 de ani de la Marea Extindere, a început cu imnul Uniunii Europene, interpretat de tineri care s-au născut după 1 mai 2004 în cele 10 țări care au devenit membre UE atunci. La 1 mai 2004, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia, Cipru și Malta au devenit membri UE. Într-un discurs ținut în limba malteză, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, născută în Malta, a ținut să menționeze că, la fel ca acum 20 de ani, țările care aspiră la un viitor european, printre care și Moldova, trebuie să devină state membre UE. Un lume, generazione jdida. Umanist tal-Ukraina, il-pajizi tal-Balkani tal-Punent, il-Moldova, ul-Georgia, li qed iħarsu lejn l-Ewropa bl-istess sens ta' tama lejn futur komuni. Kif għamlet fit-tkabbir tal-2004 u fl-integrazzjoni tal-Bulgarija, il-Rumanija u l-Kroazja fis-snin ta' wara, l-Ewropa illum ma tistax tħares innaħa l-oħra. Și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat Moldova în discursul său aniversar, vorbind despre o viitoare extindere a Uniunii Europene. Today, the desire to unite Europe
and complete our union is more important than ever before. The Western Balkans is moving ever closer to us. We took the historic decision to launch negotiations with Ukraine and Moldova. We look forward to future enlargement as we mark the success of the last 20 years. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022 după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei. În iunie 2022, Consiliul European a acordat Moldovei și Ucrainei statut de țări candidate la aderare la UE, iar pe 14 decembrie 2023 a aprobat începerea negocierilor de aderare. Pentru a putea începe discuțiile propriu-zise, Moldova urmează să îndeplinească 3 recomandări ale Comisiei Europene legate de numirea unui procuror general, finalizarea procesului de vetting la Curtea Supremă de Justiție și adoptarea unui set de legi privind deoligarhizarea. Astăzi, Moldova a depus un nou raport privind progresele de aderare la UE, iar rezultatele urmează să fie anunțate în toamnă. Documentul elaborat printr-un amplu efort al instituțiilor publice naționale reflectă progresele înregistrate de către autorități la recomandările din pachetul de extindere din anul trecut 2023 și realizarea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană în perioada a iunie 2023 până în martie anul curent. Cadrul de negocieri pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar urma să fie aprobat la Consiliul European din luna iunie. Totodată, în câteva luni ar putea avea loc și conferința interguvernamentală, care stă la baza deschiderii negocierilor de aderare pe fiecare capitol. Mai multe postere în care oamenii sunt îndemnați să se alăture legiunii franceze, dar și să se angajeze în serviciul militar pe contract, pot fi văzute lipite pe clădirile și pilonii din capitală. Autoritățile atenționează că este o nouă minciună pusă la cale pentru a induce frică. Poliția investighează cazul pentru a identifica și localiza persoanele implicate. Astfel de afișe au putut fi văzute astăzi pe unii piloni și clădiri din capitală. Fără nicio informație de contact sau adresă și text scris cu greșeli gramaticale, cetățenii sunt îndemnați să se alăture legiunii franceze. Autoritățile au venit cu dezmințiri, menționând că este o nouă minciună care are menirea să inducă frică și nelămurire în rândul populației. O altă minciună răspândită, dar are un element comun cu fabrica de troli a grupării criminale Shore. La fel este scrisă agramat, fapt care confirmă că printre membrii acestei grupări probabil nu sunt cunoscători buni de limbă și gramatică română. Deci, încă un fals grosolan care este tirajat. În același timp, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu alte afișe în care se face apel la serviciul militar pe contract. Responsabilii de la Ministerul Apărării spun că este o informație falsă, manipulatoare și că acțiunile de angajare pe contract în Armata Națională sunt promovate de sursele oficiale ale Ministerului Apărării și ale Guvernului. Astfel, autoritățile fac apel către cetățeni ca, în cazul în care observă astfel de postere, să sune la 112. Inspectoratul General al Poliției investighează cazul pentru a identifica și localiza persoanele implicate în această infracțiune. Un nou val de praf saharian a ajuns în Moldova, iar ca urmare, un strat de nisip fin s-a așezat pe mașini spre surprinderea șoferilor. De dimineață am observat la mine la stradă, e drum de pietriș. Am crezut că ceva, nu știu, a fost un praf ceva în aer. Nisipul din Sahara a ajuns și în România, iar în Grecia, Atena, dar și alte orașe au fost înghițite de o ceață portocalie. Revenim cu mai multe detalii despre acest fenomen în câteva minute. Accident tragic la Hâncești. O tânără de 19 ani a murit după ce a ajuns cu mașina într-un copac de pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat aseară între satele Peren și Pașcani. În imagini se vede că mașina a fost practic distrusă. Preliminar, polițiștii au stabilit că tânăra, fiind la volanul unui Peugeot, ar fi pierdut controlul volanului. În urma impactului, șoferița a decedat pe loc, iar pentru a scoate cadavrul dintre fierele contorsionate, a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Administrația Națională a Penitenciarelor a venit cu precizări despre suspectul reținut în cazul tinerei de 19 ani de la Orhei, găsită moartă după ce a urcat într-o mașină de ocazie. Potrivit responsabililor, acesta a activat în sistemul administrației penitenciare până în iunie 2023, fiind concediat din cauza unor probleme de sănătate.
Într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Administrației Naționale a Penitenciarelor se menționează că în perioada noiembrie 2020-iunie 2023, în care suspectul a activat în cadrul sistemului Administrației Penitenciare, nu au fost înregistrate proceduri disciplinare sau plângeri din partea deținuților sau a altor angajați în privința acestuia. Despre faptul că suspectul a fost angajat al organelor de forță a vorbit și procurorul general interimar la emisiunea În Profunzime. Această persoană, într-adevăr, a fost angajat în organele de forță a Republicii Moldova, însă, din informația care o avem la moment, anterior nu a fost certat cu legea. Corpul neînsuflețit al Anei Maria, tânăra de 19 ani, însărcinată în 6 luni, a fost găsit sâmbătă într-o pădure de lângă Chițcanii Vechi Tălănești, la o distanță de 21 de kilometri de casa bănuitului. Acesta se află acum în arest preventiv pentru 30 de zile și pledează nevinovat. Potrivit procurorului general, cauza decesului Anei Maria ar fi survenit în urma unei traume craniocerebrale. Procurorii au deschis dosar penal pentru omor intenționat al unei femei gravide, infracțiune care se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață. A plouat cu nisip în această dimineață. Surpriza matinală i-a deranjat pe șoferii care și-au găsit mașinile murdare. Potrivit Agenției de Mediu, praful de nisip a fost adus în țara noastră de vântul puternic din deșertul Sahara. Fenomenul care a mai fost întâlnit la noi în anii precedenți nu reprezintă pericol. Șoferii și-au găsit în această dimineață mașinile murdare. Fiecare și-a explicat situația diferit. Da, era nișoara 7, nu era, era curată. M-a dus până în casă, când ies înapoi, parcă era de vrăghiuți făcut tătii. La flori, de la copaci. De dimineață am observat, la mine era la stradă, e drum de pietriș. Am crezut că ceva, nu știu, a fost un praf ceva în aer. Indiferent de versiune, șoferii au fost puși pe treabă de dimineață. Eu sunt din Ungheni. Credeam că e numai din Ungheni. Așa fenomen, dar văd că prin Chișinău mulți sunt speriați. Am făcut un jet de apă dimineața la spălătorie, dar până la Chișinău e înapoi. Cum v-ați găsit mașina dimineață? Cum? Cum e așa, cu nisip de la Dubai? Eu am adus de s-a spălat o repede. La această parcare din capitală, pe fiecare a doua mașină se văd urme de nisip. Acesta a fost adus de vântul puternic din deșertul Sahara și s-a depus ca urmare a ploii din această dimineață. Potrivit specialiștilor de la Agenția de Mediu, nisipul saharian ajuns în țara noastră nu este periculos pentru sănătate. Concentrații vrednih veștev, săglasna показателям лаборатории Агенции де Медио, не превышали санитарных норм, потому что отмечалось влияние фронта и прошедшие дожди как бы аккумулировали. То есть они в себя вобрали вот эти мелкие частички пыли. И когда они выпали, мы на машинах увидели капельки с пылью, на одежде увидели и так далее. În după amiaza zilei de astăzi, masa de aer încărcată cu praf de nisip se va deplasa spre nord-est și se va îndepărta de Moldova. Какой прогноз на сегодня? Поскольку сегодня осадки не ожидаются, то возможно возможен рост концентрации пыли. Последующие сутки ожидаются влияния фронта и ожидаются дожди. На завтра не предвидится рост концентрации пыли и, естественно, мы это явление уже не будем наблюдать. Responsabilii de la Agenția de Mediu spun că nisipul saharian poate fi periculos dacă ajunge în țara noastră în formă uscată. Odată inhalat, acesta poate provoca probleme de sănătate. Imagini apocaliptice au fost surprinse în Grecia. Cerul a devenit portocaliu și Atena abia se mai vedea după ce a fost acoperită de praf saharian. O ceață galben-portocalie a învăluit și Libia, unde a fost perturbat traficul aerian. Norul de praf saharian a ajuns și în România, iar mai mulți șoferi și-au găsit în această dimineață mașinile cu un strat fin de nisip pe ele. Nori de praf adus din Sahara au acoperit Atena și alte orașe din Grecia, unul dintre cele mai grave episoade de acest gen care au lovit țara din 2018 încoace. O ceață portocalie a sufocat mai multe regiuni după câteva zile de vânt puternic, limitând vizibilitatea și ducând la avertismente ale autorităților cu privire la riscurile respiratorii. O ceață galben-portocalie a sufocat și estul Libiei. Birourile guvernamentale și școlile au fost închise din cauza lipsei de vizibilitate și a condițiilor meteorologice proaste.
Autoritățile libiene au avertizat că ciclonul a perturbat traficul aerian în țară. Norul de praf saharian a ajuns și în România, fiind mai persistent în zonele în care a plouat. Astfel că mai mulți șoferi s-au trezit în această dimineață cu mașinile acoperite de un strat de nisip. Oameni din București, Tulcea, Constanța, Ialomița, Brăila, dar și din alte zone ale țării vecine, au postat pe rețelele de socializare zeci de fotografii cu automobilele lor. Sahara eliberează între 60 și 200 de milioane de tone de praf mineral pe an. În timp ce cele mai mari particule se reîntorc rapid pe pământ, cele mai mici pot călători mii de kilometri, putând ajunge în toată Europa. TikTok este aproape interzis în SUA după ce Senatul a adoptat legea care blochează folosirea aplicației. Mai are nevoie doar de semnătura președintelui Biden, considerată o simplă formalitate. TikTok for us represents a national security concern. And the reason I say that is that TikTok's parent company is beholden to the Chinese government. Legea aprobată ieri de Senat oferă companiei proprietare a TikTok 9 luni pentru a găsi un cumpărător. În caz contrar, aplicația urmând să fie interzisă pe teritoriul american. Revenim cu detalii în jurnal. Rusia a lansat un atac cu rachete asupra orașului Kharkov. 6 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate. O clădire a luat foc și la Odessa după ce proiectilele lansate de ruși au lovit regiunea. La rândul său, Ucraina a atacat cu drone instalațiile energetice din regiunile rusești Smolensk și Voronezh. Orașul portuar Odessa a fost vizat dimineața de rachetele rusești. Autoritățile nu au precizat deocamdată ținta acestora, dar spun că unda de șoc a avariat mai multe case. Ucrainenii au publicat un clip video unde se văd pompierii care sting un incendiu izbucnit la o clădire. Două rachete S-300 au lovit și regiunea Kharkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, dimineața de vreme. Atacul a avariat clădiri rezidențiale, birouri și o conductă de gaz din cartierul central al orașului, a spus guvernatorul regiunii. Mai multe persoane au fost rănite ușor. Imaginile arată cratere în curțile blocurilor. Între timp, Ucraina ar fi lansat un atac de amploare în interiorul teritoriului Rusiei, folosind drone de atac și provocând un incendiu grav la instalațiile energetice și de combustibil din regiunea Smolensk. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu urmările atacurilor cu drone. Clipurile video arată un incendiu uriaș la una din instalațiile a ceea ce pare a fi a companiei Lukoil. N-am tot droncic priliteu. Plăcări uriașe au cuprins și o rafinerie sau o instalație de depozitare a petrolului din Voronezh, ca urmare a unei lovituri cu drone, spun rușii prezentând și imagini. Kievul primește vești bune în contextul în care se întețesc bombardamentele rusești. Premierul britanic a folosit o vizită în Polonia, unde l-a avut alături și pe secretarul general al NATO, ca să anunțe că pune industria de apărare pe picior de război. I believe we must do more to defend our country, our interests and our values. So today I'm announcing the biggest strengthening of our national defence for a generation. We will increase defence spending to a new baseline of 2.5% of GDP by 2030. Astfel, britanicii vor trimite Ucrainei armament și muniție în valoare de 500 de milioane de lire, iar danezii au alocat aproape 400 de milioane de euro. Senatul american a aprobat cu o majoritate covârșitoare ajutorul pentru Ucraina, trimițându-l pe masa lui Biden. Liderul de la Casa Albă a promis că va promulga acest text, adoptat cu câteva zile mai devreme în Camera Reprezentanților, cealaltă componentă a Congresului american. Biden a precizat că livrările de armament pentru armata Kievului vor începe chiar de săptămâna aceasta. Vestea a fost primită cu entuziasm de Volodymyr Zelensky, care a mulțumit Senatului. This is an extremely important day in the history of our country and of the free world. They're all watching. Aprobarea pachetului de ajutor în valoare de 95,3 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan pune capăt unor luni de incertitudine. Cele patru proiecte de lege au fost combinate într-un singur pachet în Senat, pe care președintele Joe Biden a declarat că îl va promulga astăzi. Congress is sending the supplemental to President Biden's desk.
Getting this done was one of the greatest achievements the Senate has faced in years, perhaps decades. Joe Biden a menționat că transferul de arme către Ucraina ar putea începe încă în săptămâna curentă. Aprobarea celor 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina sunt rezultatul lunilor de negocieri aspre, a vizitelor președintelui ucrainean la Washington și presiunilor din partea aliaților din întreaga lume. America sends a message to the entire world. We will not turn our back on you. We tell our allies, we stand with you. We tell our adversaries, don't mess with us. We tell the world we will do everything to defend democracy and our way of life. Statele Unite au fost principalul susținător militar al Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei, dar noul pachet de ajutor, care include provizii militare esențiale, a fost blocat luni de zile în Congres. Armata ucraineană se confruntă cu o lipsă gravă de arme și de noi recruți, în timp ce Moscova exercită o presiune constantă dinspre Est. Pachetul de ajutor ar putea fi ultimul aprobat pentru Ucraina până după alegerile din noiembrie, când mizele sunt Casa Albă, Camera Reprezentanților și o treime din Senat. Un adjunct al ministrului rus al apărării a fost arestat sub acuzație de luare de mită. Este vorba de Timur Ivanov, care a supervizat reconstrucția Mariupolului ocupat și care este considerat unul dintre cei mai bogați oficiali din elita securității Rusiei. Fondația Anticorupție a defunctului opozant Alexei Navalny a publicat anul trecut o anchetă în care se spunea cum acesta a profitat de pe urma proiectelor de construcție în Mariupol. Potrivit investigației, Timur Ivanov, aflat sub sancțiuni europene din octombrie, a divorțat de soția sa în vara anului 2022 pentru a eluda sancțiunile UE. El este șeful Departamentului de Construcții al Ministerului Apărării și a supervizat numeroase proiecte majore de construcție pentru minister, inclusiv Catedrala Principală a Forțelor Armate Ruse. Ivanov este cel mai înalt oficial suspectat de infracțiuni de la începutul războiului din Ucraina. A fost panică la Londra după ce mai mulți cai din armata britanică au scăpat liber pe străzi. Caii de cavalerie au fost surprinși galopând fără control, iar pentru prinderea lor a intervenit armata. 4 oameni au fost răniți. Revenim cu mai multe imagini în câteva minute. TikTok e tot mai aproape de a fi interzis în SUA. Senatul a aprobat proiectul controversat care ar putea duce la interdicția aplicației. Această nouă lege oferă companiei proprietare ByteDance 9 luni pentru a găsi un cumpărător, în caz contrar aplicația urmând să fie interzisă pe teritoriul american. Proiectul de lege urmează acum să ajungă la președintele Joe Biden, care a confirmat că o va promulga. TikTok este aproape interzis în SUA după ce Senatul a adoptat legea care blochează folosirea aplicației. Mai are nevoie doar de semnătura președintelui Joe Biden, considerată o simplă formalitate. TikTok is really built as a massive data collection machine. Atunci când legea va fi semnată de Joe Biden, compania mamă ByteDance va avea la dispoziție 9 luni ca să-și vândă acțiunile. Dacă nu o va face, magazinele de aplicații, inclusiv Apple App Store și Google Play, vor avea interdicția din punct de vedere legal să mai găzduiască TikTok sau să furnizeze servicii web pentru aplicațiile controlate de ByteDance. Autoritățile americane invocă motive de securitate națională. Mai exact, potrivit acestora, toate datele celor peste 170 de milioane de utilizatori americani ajung la guvernul chinez. TikTok for us represents a national security concern. And the reason I say that is that TikTok's parent company is beholden to the Chinese government. Platforma TikTok, care este deținută de compania ByteDance cu sediul la Beijing, este un instrument folosit de Partidul Comunist Chinez, spun americanii. That for us manifests itself in three specific ways. It has to do with the data, it has to do with the recommendation algorithm, it has to deal with the software. The data, we're talking about the ability to control or collect data on millions and millions of users and to use it for all sorts of influence operations. Americanii sunt tot mai îngrijorați din cauza că se apropie data alegerilor prezidențiale, iar informația sensibilă ar putea ajunge în mâinile nepotrivite. Guvernul de la Beijing a negat orice acuzație adusă la acest subiect. TikTok a anunțat deja că va ataca legea în justiție, unde va susține că aceasta încalcă primul amendament din Constituție.
Bătaie pe un teren de hockey din Rusia, în campionatul de juniori a avut loc un conflict iscat după ce unul dintre jucători și-a rupt crosa de capul adversarului. Așa da mișa. Opa! Oioi, atâta da! Ce a urmat vă arătăm peste câteva momente. Continuăm cu un moment stânjenitor prin care a trecut edilul unei localități din Columbia. Oficialul a rămas doar în lenjerie intimă în timp ce susținea un discurs la un eveniment organizat de o instituție de învățământ. Desigur, scena a stârnit râsetele publicului, dar primarul nu s-a lăsat intimidat și a spus că acest moment să rămână în istorie drept dovadă că a slăbit 8 kg. Argumentul lui a fost primit cu aplauze, iar episodul s-a încheiat fără alte incidente. 5 cai de cavalerie au scăpat în timpul unui exercițiu și au fugit liber prin centrul Londrei. Aveau ușa și căpăstru, iar unul dintre ei părea a fi plin de sânge. Câteva persoane au fost rănite, iar mai multe mașini avariate. Poliția londoneză a apelat la ajutorul armatei pentru a-i prinde. Imaginile care au ajuns virale pe rețelele sociale arată doi cai cu ușa și căpăstru care aleargă pe străzile Londrei. Unul dintre ei depășește un scooter și pare pentru o clipă să atingă un taxi la un semafor. Un alt cal de culoare albă părea a fi plin de sânge, cel mai probabil după ce ar fi lovit un automobil. Cel puțin 4 persoane au primit îngrijiri medicale, iar mai multe mașini au fost avariate, între care și un autobuz, după ce 5 cai au galopat pe străzile capitalei britanice, lovind cele cade în cale. Oh my God. Animalele au scăpat din grija autorităților în timpul unui exercițiu, iar poliția londoneză a apelat la ajutorul armatei pentru a-i găsi. Operațiunea s-a încheiat cu succes. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 0508. Vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!